e o grămadă de lume care face curat. Și tu de ce faci asta? Ca să rămână curat după noi. Așa e firesc, nu? Dar n-ai de muncă mâine, adică... Ba da, am. Și totuși stai, știi că cei de la... din tabăra adversă susțin că voi n-aveți de muncă și stați aici. Știi, eu cred că nu există tabăra adversă. Cred că suntem noi cetățenii și ei politicienii. Și astea sunt taberele adverse. Și dacă se perpetuează antagonism, e doar din dezinformare. Și cred că noi, dacă suntem aici, trebuie să facem totul să dăm un exemplu pozitiv. Ca să fie într-adevăr o schimbare în bine. Sunt oameni, sunt cetățeni ca și noi, sunt prinși poate într-o narațiune care e furnizată de anumite părți din media. Și noi, dacă tot suntem de partea adevărului, trebuie să educăm, trebuie să informăm și să nu facem antagonism. Vă rog, să nu ne antagonizăm cu alți cetățeni care nu au decât același interes. Noi cu Dragnea suntem în antagonism, da? Cu Tăricianu, cu ăștia.